Ajută-ne, Doamne, să mergem spre cer cântând, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Amin. Dragii mei, în această seară cu ajutorul Dumnezeu, am acest cuvânt pe inimă, mă gândeam să continuăm cu seminarul nostru despre închinare, dar totuși, realizând câte lucruri se întâmplă acum în jurul nostru, greutățile cu care ne confruntăm și noi ca și biserică în aceste zile, mai multe persoane care s-au îmbolnăvit. Alții care au răcit, alții care sunt încercați în fel de fel, îngăduiți, se vede din partea lui Dumnezeu, alte situații care au apărut pe la noi, pe lângă toate acestea, această constrângere cu lockdown-ul, realizând acestea toate, m-am rugat să-mi dea Dumnezeu un cuvânt care să fie un îndemn, o încurajare pentru biserica noastră și am primit acest gând din partea lui Dumnezeu să ne oprim asupra Psalmului 30 și câteva gânduri să împărtășim împreună în această seară. Trăim niște zile deosebit de dificile, frații mei, care desigur încearcă ființele noastre cu multe incertitudini la ceea ce se va întâmpla cu privire la noi, la sănătatea noastră, la biserica noastră. Privim cu mare atenție și suntem desigur și noi foarte întristați. Cu toate că ne plângem de situația cu care ne confruntăm, vreau să vă spun, dragii mei, că totuși Până aici Dumnezeu a fost cu noi și ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. Privim la ce se întâmplă în alte locuri, la felul în care bisericile sunt persecutate și totuși realizăm că Dumnezeu a fost deosebit de bun cu noi și ne-a binecuvântat foarte mult. Priviți la bisericile din China, din India, din Coreea, care sunt într-un mod aparte încercate în aceste zile, dragii mei. Ne gândim la un exemplu care le dea un păstor, Wayne Cordio, din China, care a fost în China, mai bine zis, este un seminarist care lucrează în privința aceasta și vorbind cu mai mulți lideri religioși din China care s-au întâlnit din miserica subterană Trei zile de conferință au avut de la ora 8 până la ora 5 în continuu, fără pauză, fără alte discuții. Acești oameni au venit 13 ore cu trenul ca să participe la această întâlnire, desigur pe ascuns, pentru că dacă ar fi fost găsiți, ar fi fost arestați și băgați în închisoare pentru câțiva ani, pentru că au făcut acest lucru, dar cu așa multă bucurie au venit împreună ca să se închine în fața lui Dumnezeu. La încheierea celor trei zile, acest păstor din America i-a întrebat, aș vrea să mă rog pentru voi, pentru ce aș putea să mă rog pentru voi, la care ei au răspuns, roagă ca să avem și noi libertatea care o aveți voi, la care el i-a spus, acest lucru nu-l pot face, pentru că voi ați venit 13 ore cu trenul ca să stați Trei zile ne întrerupt în învățătura Cuvântului și noi, dacă trebuie să conducem mai mult de câteva minute, o oră cu mașina, ni se pare că este prea mult să mergem la biserică. Voi ați stat aici pe niște podele grele și dure, pe care nu v-a deranjat și a stat în continuă atâtea ore să ascultați al Domnului Cuvânt. Noi venim la biserică și nici în confortul care îl avem de multe ori nu ne place și ne plângem de aceasta. Voi ați stat într-o cămăruță mică, fără aer condiționat și ați transpirat. Dar noi dacă mergem la biserică și nu este adecvat, plecăm acasă pentru că nu ne-am simțit destul de confortabil. Voi aveți această foame după cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem fiecare multe Biblii în casă și cu toate acestea nu le citim. Zicea Dumnealui, nu mă voi ruga să aveți voi ce avem noi, ci mă voi ruga ca noi să devenim ca și voi. E bine, dragii mei, realizăm că alții sunt mult mai încercați ca și noi. Vă spuneam de această întâmplare care am întâlnit-o când am fost în Londra, în Marea Britanie, I am fost acea evanghelie vizare în anul trecut și am văzut, frații mei, cum Dumnezeu cercetează pe unii oameni cu toate că sunt în grele încercări. O soră care avea 10 copii venea în fiecare zi la biserică, undeva la o oră de drum cu metroul, biserica îi plătea biletul pentru că soțul ei nu-i dădea de voie să meargă la adunare și venea cu două, trei ore înainte de program ca să sigure că prinde loc să stea în adunare. Ei bine, dragii mei, realizând aceste lucruri și privind la noi, realizăm cât de binecuvântați am fost de Dumnezeu. Realitatea Dragii mei, este că am fost foarte fermecați de bunăstarea care ni s-a acordat, care, în realitate, am uitat, de fapt, că Dumnezeu a rânduit pentru noi și ceea ce Dumnezeu a declarat pentru noi. Anume, zicea Domnul Iisus în Ioan 16, cu 33, să știți că în lume veți avea necazuri, dar în eu am biruit lumea. Faptul că Dumnezeu ne-a hărăzit în locul acesta, în Canada, în Chicinele, unde noi trăim, atâtea binecuvântări, este un har din partea lui Dumnezeu nu numeritul nostru. Mai mult, dragii mei, spunea Domnul Iisus în Ioan 15, cu 18, lumea pe mine nu m-a primit, de aceea nici pe voi nu vă va primi. Și dacă lumea pe mine m-a urât întâi, și pe voi vă va urâ. Noi de multe ori ne uimim de ce este așa o luptă împotriva bisericilor, dar vreau să vă spun, este o uimire că până aici ni s-a dat atâta libertate, pentru că de când a fost biserica, împotrivirea împotriva bisericii a fost foarte mare. Ba mai mult, noi suntem absolut dependenți de Domnul Isus Hristos, zicea el în Ioan 15 cu 5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și în privința aceasta, noi de multe ori am uitat acest lucru. Ne-am gândit că dacă avem destule resurse financiare și bani, vom reuși să învârtim lumea să facem orice va fi nevoie. Dar să nu uităm, dragii mei, suntem întru totul dependenți de Dumnezeu. Ba mai mulți scumpii mei, de multe ori uităm că noi suntem în așteptarea unui patri cerești, cum ne se spunea în Evrei 11, aceștia care au așteptat, n-au primit cele le se făgăduit, pentru că așteptau cetatea al carei meșter ziditor este Dumnezeu. Aceea cetate divină și noi o așteptăm. Și de multe ori ne pierdem în lumea aceasta, realizând că am, avem atât de multe, am agonisit atât de multe și parcă n-am vrea să pierdem confortul acesta. Dar să nu uităm, dragii mei, noi mergem către cer. Cei mai mulți au fugit din România încercând să scape de persecuția cruntă, de lipsa de mâncare, de înjosirea socială, de încălcările drepturilor omului și au, mergând, au, mers cu un gând măreț, așa cum era gândul fiecăruia, mergem în America, cum ziceau oamenii, că acolo o să slujim pe Dumnezeu în libertate. Și o pun o întrebare, scumpii mei, am ajuns în Canada și ni se a dat libertate absolută. Putem să ne închinăm când vrem, putem să ne rugăm când vrem, putem să mergem la biserică oricând vrem. Și eu întreb cât de mult am valorificat această libertate. Am ajuns în Canada, scumpii mei, și dat un sistem social extraordinar. Sănătate pe gratis, școală pe gratis, beneficii date foarte multe, parcuri câte vrei și de câte avem noi nevoie ca să ne simțim cât mai bine. Și se pune întrebarea, cât de mult l-am slujit pe Dumnezeu. Am ajuns în Canada, dragii mei, și ni s-au oferit magazine suprastocate, mâncare iarna, primăvara, vara și toamna. Se pune o întrebare scumpii mei, cât de mult îl slujim noi pe Dumnezeu? Am ajuns în acest context, dragii mei, se pune o întrebare: de cu cât l-ai slujit pe Dumnezeu mai mult decât atunci când ai fost în România. Cu cât ai făcut mai mult pentru Dumnezeu, având în vedere câte Dumnezeu a hărăzit să primești din partea Lui. E bine, dragii mei, printre multele greutăți, Dumnezeu a dat mari biruințe pentru noi. Și am ajuns în anul 2021, teferi și încă în picioare, nu pentru că noi am fost mai buni, ci pentru că Domnul a fost bun cu noi. Alții în timpul acesta s-au dus. Au plecat în veșnicie, alții au rămas cu grele încercări, dar pe noi Dumnezeu ne-a ferit și ne-a binecuvântat. Și în zilele premergătoare acestui lockdown... Vorbeam împreună cu fratele păstor Vasile Hozan și zicea dumnealui, dacă sunteți scutiți de diapse de care toți au parte, nu sunteți voi oare fi din curvie, citit din Evrei, capitolul 12. Și m-am gândit adânc la aceste cuvinte ale fratelui Hozan, zicea dumnealui, oare chiar să scăpăm noi când toți alții au fost încercați? Ate biserici încercate, atea familii încercate și noi până aici am dus-o prea bine. Oare chiar așa să scăpăm noi fără nimic? Și m-am gândit adânc dacă aceste cuvinte n-au fost oarecum profetice și observăm că au fost, pentru că a venit și peste noi această încercare. Am trecut șase luni de zile când biserica a fost deschisă, am putut să ne întâlnim în formatul în care s-a putut, la ser de rugăciune, la momente de întâlnire, de bucurie, de pace, de har, de cântări, de predici și Dumnezeu, dragii mei, ne-a binecuvântat. Și acum a îngăduit Dumnezeu ca sacul de jale să ajungă și pe trupurile noastre. Și eu îmi pun o întrebare, ce-ai face dacă Dumnezeu ți-ar dezlega? sacul de jale. Știm că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Ne spune în Amos capitolul 3 cu versetul 6 nu se întâmplă nici o nenorocire care să nu o fi trimis Domnul într-o cetate. Desigur, Dumnezeu este cel care permite, diavolul este cel care încearcă să loviască, să distrugă, dar fără permisiunea lui Dumnezeu, nimica nu se întâmplă. În Iov în capitolul 5 cu versetul 17 și 18, ni se spune că Dumnezeu este cel care face rana și tot tot el o vindecă. Nu se întâmplă nimic, dragii mei, fără îngăduința lui Dumnezeu. Noi ne întrebăm oare ce s-a întâmplat, oare unde s-a întâmplat ceva, de ce am ajuns în situația aceasta, dar vreau să vă zic, nu se întâmplă nimic, fără să fi îngăduit Dumnezeu să se întâmple. Și atunci, scumpii mei, se pune această întrebare, ce-i face dacă Dumnezeu ți-ar dezlega astăzi sacul de jale? Zicea Psalmistul în Psalmul 30 că El, Domnul, ne dezleagă sacul de jale. Și se pune o întrebare, dacă Dumnezeu astăzi ne-ar dezlega sacul de jale, ne-ar vindeca de cei care sunt molnavi de COVID, de COVID, de cei care sunt molnavi de fel de fel de răceli, de aceste răceli, dacă ar deschide biserica în deplin, oare ce ai face dacă Dumnezeu ți-ar dezlega sacul de jale? Desigur, la această introducere cineva va spune... Dar ce vină avem noi? Ce am făcut? Uite, noi am venit la biserică atunci când s-a putut. Desigur, poate nu întotdeauna, dar nu, no, măcar când s-a putut, am venit. Am dat bani și am sprijinit lucrarea în măsura în care și noi am reușit și am putut și cât a fost nevoie, am încercat să punem și noi umărul la lucrare. Ne-am rugat și noi la câte o seară de rugăciune, am au auzit câte o prorocie, poate nu am fost totdeauna prezenți, dar desigur, cât am putut, am făcut și noi, și noi pentru Domnul. Se pune o întrebare, oare ce am făcut noi de să îngădie Dumnezeu așa ceva? Totuși, dragii mei, vreau să vă spun că cel care privește mult mai adânc decât noi este Domnul, el nu privește superficial, ci privește adânc la inimile noastre. Și auziți un verset din Amos, capitolul 6, versetul 1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Vai de cei ce trăiesc fără grijă, dar ce rău dacă Dumnezeu ne-a îngăduit confort, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, dacă Dumnezeu ne-a noi an de binecuvântări, dacă avem o biserică frumoasă, ne putem întâlni, activități frumoase, dacă suntem sănătoși, ce rău în asta? Dar vai de cei ce trăiesc fără grijă, adică cu nepăsare sau fără să aibă un fel de grijă în casa lui Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, realizăm că odată veniți la mântuire, Dumnezeu ne-a schimbat întru totul, totului tot. În 2 Corinteni 5 cu 17 ni se spune că, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Dumnezeu, când ne-a mântuit, ne-a schimbat dorințele, voința, ceea ce suntem noi. Domnul, întru totul, ne-a curățit și ne-a sfințit. Ba mai mult, ni se spune în 1 Corinteni 3 cu 9 că Dumnezeu vrea să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, să luptăm. Să lucrăm, să lucrăm pentru mântuirea altora, scumpii mei. Și se pune o întrebare, oare cum trăim în aceste zile în fața Lui Dumnezeu? Și veți găsi în Evanghelie de multe ori această expresie a Domnului Iisus Hristos de a vegea și a fi totdeauna pregătiți pentru revenirea Lui. Nu știu cât de mult, cât de tare îl așteptăm pe Domnul să vină, dar mi-aș dori în aceste zile, Domnul, să înscrie în inima noastră aceea rugăciune, vino Doamne Iisuse. Zicea Domnul Iisus în la capitolul 12, dacă vine la doua strajă, dacă vine la treia strajă, ferice de acei rope pe care stăpânul îi va găsi veghin. Se pune întrebarea, scumpii mei, cum îl așteptăm pe Domnul, că noi superficial vom spune suntem foarte bine, suntem o biserică conservatoare, iubim pocăința, iubim pe Duhul Sfânt, ne adunăm când se poate, venim la săruință la rugăciune, oare ce am putea să facem noi mai mult? Dar vreau să vă spun, în radiografia făcută de Dumnezeu, mult mai adânc bisericii noastre, după lucrările și în științările care au fost date, se observă, dragii mei, că mai este încă mult de lucru. Și știind aceste lucruri, se pune o întrebare. Știind ceea ce noi am vrea ca familie să facem, dacă astăzi Dumnezeu ne-ar dezlega steagul sau, mai bine zis, acest sac de jale, mă pun o întrebare, oare ce am face noi? Am fugit în vacanță, că n-am fost de 9 luni de zile, am plecat și noi să ne relaxăm, ne-am bucurat că, în final, am scuturat de pe noi jugul covidului. oare ce am face dacă Dumnezeu ne-ar dezlega sacul de jale? Și vreau să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu așteaptă ceva. De la noi, anume să-i aducem închinare și laudă lui Dumnezeu. Și priviți împreună cu mine, scumbi mei, în această seară ce am face dacă ne-ar deslega Dumnezeu sacul de jale. Căci până aici, în primul rând, dragii mei, Dumnezeu ne-a vindecat și tot nu l-am laudat pe Dumnezeu. Versetul 2. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților și Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre în numele Lui Cel Sfânt. Dragii mei, de atâtea ori... Ca și biserică, și la nivel personal, am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru aducând vindecare. L-am văzut pe Dumnezeu lucrând pentru noi și sunt multe mărturii care în această seară le-am putea da și fiecare ar putea să spună cum Dumnezeu în viața lui a lucrat aducând vindecare. Dragii mei, în această seară realizăm că Dumnezeu, așa cum spune psalmistul, ne-am rugat și el ne-a vindecat. Când am strigat către Domnul, Dumnezeu ne-a vindecat. Ba mai mai mult, dragii mei, poate într-o seară de rugăciune, poate la o ungere cu un de lemn în birou, poate după un program când i-am rugat, Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a dus o mare vindecare. Din criza și din spaima bolii care ne amenința cu moarte, cum spunea Psalmistul, din, din locuința morților, Tu mi-ai ridicat sufletul, m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Când nimeni nu-ți mai garanta viața, când nimeni nu putea să intervină pentru tine, a intervenit venit Domnul prin Duhul Sfânt și a adus o mare vindecare. S-a îndurat Dumnezeu de noi, dragii mei, și a lucrat pentru noi. Dar scopul acestei lucrări, scumpii mei, a fost ca să-i aducem laudă lui Dumnezeu. Versetul 4. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui Cel Sfânt. Și se pune o întrebare, scumpii mei, oare... L-am laudat pe Dumnezeu? De multe ori ne-am obișnuit în urma unei biruințe să scriem și noi la grupul nostru de WhatsApp a unor prieteni mai apropiați Wow, Dumnezeu a fost cu mine, slavă Domnului! Dar nu mărturisește și în adunarea asta. A, frate, acum chiar în adunare să spun, băi, da, lasă acolo alte cauze mult mai grele ca așa mea. Ba, încă parcă ne rușinăm să zicem că Dumnezeu a intervenit pentru familia noastră. Ne-a vindecat Dumnezeu, dragii mei! Și tot nu l-am lăudat pe Dumnezeu. Ne-a vindecat Dumnezeu și a dat mari biruințe. Și am uitat că spunem salmi, că în adunarea cea mare îl vom lăuda pe Dumnezeu. Și am ținut aceste biruințe pentru noi, nu le-am împărtășit cu alții. Și aceasta este o mare pagubă. Dacă ți-ar dezlega Domnul sacul de jale, în această zi, într-un mod miraculos, să intervenim pentru tine, ce ai face pentru Domnul? Căci ne-a vindecat Dumnezeu în ani aceștia, în zilele acestea a intervenit Domnul pentru noi și tot nu l-am lăudat pe Dumnezeu. Ce ai face dacă ți-ar dezlega Dumnezeu sacul de jale? În al doilea rând, dragii mei, mi-a șters plânsul Dumnezeu și tot nu l-am lăudat. În versetul 5 ne spune că mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul iar dimineața vine veselia. Scumpii mei, în momente de neveghere poate am greșit. În momente când n-am fost atenți, poate am făcut și noi o greșeală. Și Dumnezeu, ca un tată drept și bun, ne-a pedepsit ca să ne corecteze. Evrei, capitolul 12, ni se spune așa de frumos, cum citea și fratele Hozan, dacă nu aveți parte de care toți au parte, sunteți fi din curvie. Pe când Dumnezeu ca un tată bun, când noi greșim, ne pedepsește toiagul și nu iau atam mă mângâie, el ne duce pe cărarea cea dreaptă. Dar deseori s-a întâmplat, cu mei, că Dumnezeu a îngăduit o pediapsă, o greutate, o încercare, dar tot Dumnezeu a adus veselia dimineții care ne a bucurat din nou inimile și a șters lacrimile noastre. De multe ori, dragii mei, ne rezumăm doar la problema sănătății și uităm că Dumnezeu, de fapt, se implică mult mai mult în viața noastră. În Psalmul 127, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și la nivelul familiilor noastre, la munca noastră zilnică, Domnul s-a implicat să ne ajute, El s-a implicat să ne dea putere, El a adus biruința pentru familiile noastre, mărit să fie în numele Domnului. Ba mai mult, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cei ce o păzesc și vreau să vă spun, indiferent de cât de mult am încercat noi să ne cumpărăm asigurări, să luăm medicamente, să luăm vitamine și câte cele, dacă Domnul nu ne păzește, dragii mei, suntem așa de mici în fața încercării, dar mărit să fie Domnul care a fost bun cu familia noastră, ne-a șters lacrima și-a dat mare biruință, laudă Domnul Isus. Vă spuneam în zilele trecute cum primisem un telefon din partea unui vasa lui Dumnezeu care ne-a zis Intră de grabă în rugăciune pentru familia ta, diavolul vrea să lovească într un din copiii tăi și să aducă o mare întristare, dar dacă vă veți ruga, Dumnezeu înlătură planul. Eram plecat de acasă când am primit acest telefon, ajungând acasă n-am avut liniște și pace, mi-am adunat copiii împreună, cu soția și am intrat în rugăciune. Am insistat, am spus copilor noștri, uite, Dumnezeu a vorbit printr-un proroc că diavolul vrea să lovească în cineva din noi. Ne rugăm cu toți să ne lase Domnul. Am insistat, ne-am rugat împreună cu ei, așa cum au știu și ei să se roage. În seara acelea zile, fiind cu soția în camera fetelor, făcând un picus de curat, una din fetițe s-a urcat sus pe patul supraetajat și a căzut de acolo într-un scaun. Noi când ne-am întors să o vedem, era în fund, dar ea de fapt căzut în cap și plângea foarte mult că o durea gâtul. Dragii mei, dacă nu era mâna Domnului cu doi părinți în cameră, prezenți, cine putea să oprească o nenorocire? Dacă nu Domnul care vechează supra noastre, seara vine plânsul, dar vine dimineața veseliei când Domnul aduce biruința, mărit să fie în numele Domnului, dacă nu este El cel care ne poartă de grijă, căci prea iubiților Lui, ele dă pâinea ca în somn și ne chinuim și alergăm și fugim și gândim că noi asigurăm biruința caselor noastre, dragii mei, dacă mai ai de lucru, e că Dumnezeu a ținut o țară întreagă în picioare, ca tu, un român undeva în Chicider, să ai de lucrat pentru că Domnul a vrut să-ți dea pâinea pe masă, El este cel care ne poartă de grijă. Domnul este Dumnezeul nostru, păzitorul, împlinitorul, protectorul nostru și noi zicem, lăudat să fie Domnul! Și Dumnezeu s-a implicat în casele noastre și după o izbăvire mare, gândim și noi ca cei nouă leproși. Pentru că unul singur din cei zece zice că s-a uitat la sine și a dat seama că e curățat și s-a întors înapoi. Dar el ați nu a nu dat seama. El a fi gândit, măi, dar dacă cumva aerul din Capernaum ne-o vindecat, dacă cumva a mâncat ceva smochine pe drum și alia de fapt a fost leacul pentru lepra noastră, s-o gândit că la întâmplare s-o vindecat, unul singur s-a uitat și a recunoscut că Domnul se implicase în viața lui, scumpii mei, de atâtea ori, în aspectele vieții noastre, Dumnezeu s-a implicat să ne dea izbăvire și noi tot nu l-am laudat pe Dumnezeu. N-am adus slava Domnului cuvenită pentru că a fost cu noi în fiecare zi. Căci dacă în dimineața aceasta ai tras aer în pieptul bitul meu, a fost mâna stăpânului care s-a îndurat de tine. Bine zicea fratele Hozan că în fiecare zi inima noastră întreabă pe Dumnezeu, Doamne, să mai bat o dată și spune Domnul, mai bate încă o dată. Doamne, să mai bat o dată, mai bate încă odată. Într o dată. Până într-o zi când spune stăpânul, gata, destul ai bătut Astăzi nu mai bați și în ziua aceea, oricât ai încerca, se stinge viața. Domnul a fost bun cu noi și a dat mari biruințe frații mei și noi tot nu l-am laudat pe Domnul. Ce ai face în această seară dacă Dumnezeu ți-ar dezlega sacul de jale? A dat jalea și prin chicineri, suntem și dintre noi unii bolnavi și ne necășim, ne întristați de această situație. Dar ce ai face dacă Dumnezeu astăzi, în seara asta, providențial și supranatural, ți-ar dezlega sacul de jale? Ai fugi mai departe în treaba ta bucurându-te că te-o scăpat Dumnezeu sau te întoarce să te arunci în fața Lui cu laudă și slavă să-i dai mărire Dumnezeului care este vrednic de toată cinstea. Eu zic în această seară, lăudat să fie Domnul. În al treilea rând, dragii mei, mi-a pus temeliile tari și noi tot nu l-am lăudat pe Domnul. Versetul 6 și 7. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta mă așezaște pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Scumpii mei, Stabilitatea de care noi ne bucurăm în fiecare zi nu este o întâmplare sau nu este un beneficiu din partea Canadei, ci este providența și bunătatea care Dumnezeu ne-o îngăduie fiecăruia dintre noi. Ca și oameni suntem deosebit de stabili atunci când suntem tari, atunci când toate merg bine. Dar dacă ceva se schimbă, imediat ne speriem. Zicea fratele Vasile Iacoban când pusese la noi cu ani în urmă, măi, câteodată îl vezi pe unul așa de bățos, așa de, de fățos, așa de tare și se aruncă și face și ă, deodată auzi că îi se opri motorașul. Că de altfel te mai tai, te mai daugă, mai scoate, dacă când se oprește motorașul, nu mai are ce să -ți facă. Așa de tari suntem, dragii mei, până se clatină temeliile. Și când se clatine temeliile, indiferent de cât de tari ne dăm noi, deodată începem să tremurăm. David observă că muntele pe care a fost așezat, dragii mei, nu l-a ajuns el, ci Domnul îl așezase acolo. Domnul s-a implicat și de-a biruința. Interesant, dragii mei, Domnul nu a plecat, doar și-a ascuns fața un pic, s-a ascuns fața de mine și m-am tulburat. N-a plecat Domnul, doar și-a ascuns fața. Omul lui Dumnezeu înțelege că fericirea este dată de lumina feței lui Dumnezeu. Psalmul 4 cu 6. Mulți zic, cine ne va da fericire? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feții tale, Doamne. Dacă Dumnezeu își arată fața, precum o dinioară va trece un nor și acoperă soarele, dacă Dumnezeu pătrunde prin norii care astăzi sunt interpuși între noi și El, vom vedea din nou fața Domnului și din nou vom avea stabilitate. Un pic dacă se ascunde fața Domnului din de noi, deodată începem să ne clătinăm și Dumnezeu ne-a pus pe temelitari, Dumnezeu ne-a dus pe un munte pe care noi nu-l puteam ajunge, ne-a dus într-o țară unde cu adevărat putem spune curge lapte și miere, ne-a păzit de conflicte civile, ne-a păzit de războaie, ne-a păzit de câte alte lucruri care puteau să fie și ne-a dat Dumnezeu noi ani de binecuvântări și tot. Nu l-am lăudat pe Domnul! Ce ai face în această seară, iubitul meu, dacă ți-ar dezlega Dumnezeu sacul de jale? În al patrulea rând, mi-a mai dat Dumnezeu 86.400 și eu tot nu l-am lăudat. Versetul 8 și versetul 9. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta? Zicea cineva foarte frumos, la un moment dat, dacă o bancă ți-ar oferi în fiecare zi 86.400 de dolari, cu înțelegerea că trebuie să cheltuiești toți în ziua aceea, oare ce ai face cu banii aceia? În fiecare dimineață ți se oferă 86.400 de dolari. Nu-i poți transfera pe ziua următoare. Ci ce ai consumat, ai consumat. Ce n-ai consumat, ai pierdut. Ce ai face cu banii aceia? Câte proiecte ne-a venit în minte? Câte lucruri am face noi? Câte am construit, am cumpărat, am face, am schimbat în casă de toate? Vai câte am face de a da așa har, cineva am zice noi. Și știți că zice în plângerea lui Iremia căci bunătățile lui Dumnezeu se renoiesc pentru noi în fiecare dimineață? Știți că în fiecare dimineață Dumnezeu ne mai acordă 86.400 de secunde? În 24 de ore sunt 86.400 de secunde. Și în fiecare dimineață, când deschizi ochii și mai vezi lumina zilei, și când tragi aer în piept și simți că ești încă sănătos, iubitul meu ascultător, Dumnezeu ți-a mai îngăduit încă 86.400 de 400 de secunde. Ce ai făcut cu timpul acela? Cum L-ai onorat pe Dumnezeu. Ne-am învățat să ne uităm la show-ul preferat, că ne place nouă, să privim la meciul de fotbal și de hockey, că e foarte interesant pentru noi. Ne-am ne ne învățat să privim împreună cu familia la fel de fel de filme și divertismente. Și într-o zi, ne-am rugat și noi, dragii mei, de ce mâine dimineață ar mai trebui Dumnezeu să ne mai dea încă 86.400 de secunde? De ce să-ți mai dea Dumnezeu încă o zi? Când am noi doar o zi, Doamne, îngăduim, atât e tot ce-ți doresc, atât am doresc să te mai pot lăuda, dar se pune întrebarea, dacă Dumnezeu mâine dimineață te mai scoate din patul tău și îți mai dă încă 86.400 de secunde, ce vei face cu ele? îl vei lăuda pe Dumnezeu. Zicea David, dacă mă cobori în groapă, te poate lăuda țărâna, dar lasă-mă în viață să te laud, Doamne, și te lasă Dumnezeu în viață. Îți mai acord o zi și încă o zi și încă o zi și au trecut 50 de ani de har. Cât l-ai lăudat pe Dumnezeu? Dacă ți-ar dezlega Dumnezeu în această zi sacul de jale, oare ce ai face pentru Dumnezeul tău? Oare cum te apropiaște închina în fața Dumnezeului tău? Totuși, dragii mei, știți că Dumnezeu încă mai dezleagă sacul de jale. Versetul 11, tânguirile mi le-ai prefăcut în veselie. Mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Știți că Dumnezeu încă mai dă biruința? Dar știți când? Auzi versetul 10, ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! când venim și cum se predica în zilele trecute, când construim altare și cum zicea Duhul Sfânt chemându-ne la hotărâri noi, la decizii noi, la a construi altare cu copiii noștri în casele noastre, dragii mei, când facem aceste lucruri, atunci Dumnezeu dezleagă sacul de jale. Dar de ce ți-ar dezlega Dumnezeu sacul de jale și dacă ți-l-ar dezlega, oare ce ai face? Auzi ce spune David în ultimul verset, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Dacă Dumnezeu în această seară ți-ar dezlega sacul de jale, ar aștepta de la tine să-i cânti cântări de laudă. Ne-am învățat să cânte grupurile de închinare, că doar ei îi scântăreți. Ne-am învățat să cânte corul și fanfara, că doar ei îi spuși acolo să cânte. Ne-am învățat să cânte YouTube în fiecare zi. Întrebarea se pune, când ai cântat tu ultima dată lui Dumnezeu? să iei tu harfa în mână și să cânți o cântare lui Dumnezeu, o cântare de mărire am în inimă mereu de când l-am găsit pe Isus la calvar. Când i-ai dat tu slavă lui Dumnezeu? Fratele Niculiță Moldovian spunea că într-o dimineață a apărut o persoană, mulți veneau la el la acasă și el totdeauna le cânta cu orga aceea și cânta cântările care le-a primit de la Dumnezeu. Ore în șir cânta omul acesta. Dar într-o dimineață a apărut o persoană și spune, Niculiță, tu mie când o să-mi cânți? la care el repede și pregătește orga, spune, stai, acum, acum mă pun și îți cânt. Și el spune, nu, 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 Niculiță, mie, tu când o să-mi cânti? Și când se întoarce să se uite mai atent la persoana aceasta, dispar dinaintea lui. Și a înțeles în aceea zi că Domnul îl întreba pentru Domnul când cântă. Un om care a compus peste 8000 de cântări pentru Dumnezeu, care în fiecare zi a bătrâneții sale cânta la toți care veneau în casa lui. Și a înțeles atunci că nu cântat față de alții. Și când tu ești singur în cămăruță, ai cântarea care cu adevărat are valoare. Că ne-am învățat prin închinarea modernă să venim la adunare, să ne talăm fiecare ce fel de voce avem, cât de bine cântăm la instrumente, cât de frumos te prezentăm și nu prin aceasta spunem că nu ne bucurăm de cei care cântă. Domnul să-i binecuvânteze pe toți leviții casei Domnului. Dar, dragii mei, cântarea adevărat primită de Dumnezeu îi jerfa aceea în cămăruță în care inima ta cântă cu adevărat laudele lui Dumnezeu dacă ți-ar dezlega Dumnezeu sacul de jale în această seară, oare ai cânta lui Dumnezeu cântări de laudă? Dar mai mult, ca inima mea să nu stea mută, zicea David. Adică să proclam laudele lui Dumnezeu. Știți de ce am ajuns într-o criză spirituală în care ne întrebăm dacă Dumnezeu mai lucrează cum lucra acum 50 de ani? Pentru că nu mai mărturisim lucrările Domnului. Dacă la fiecare telefon care l-am dat, în loc să ne caracterizeze bârfa și vorbele de alții, am vorbit cum Dumnezeu ne-o prorocit și cum o împlinit pentru noi, am vorbit cum Dumnezeu providențial ne-o dat sănătate, am vorbit cum Dumnezeu s de noi, dragii mei, ce mult ar crește credința noastră. Am privit către Domnul stânca a izbăvirii noastre. Îmi doresc în această seară Dumnezeu să sfințească inimile noastre. Să nu stăm muți, ci în adunarea cea mare. Să lăudăm pe Dumnezeul care ne-a binecuvântat. Deviza anului 2021 aș vrea să fie pentru noi. Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Pururi adică fără încetare, adică întotdeauna, adică fără să ai repaus, fără să ai pauză, întotdeauna să lauzi pe Domnul, în orice circunstanță, în orice situație, să știi, să știți dragul meu ascultător, că dacă nu lauzi pe Dumnezeu aici, mai să lauzi nici acolo. Știți că într-o seară, doi bărbați într-o pușcărie, după ce au fost bătuți crunt, pentru că predicau pe Iisus Hristos, pentru că au făcut bine, mergând acolo numai unii prorocii care i-a trimis acolo, după aceea bătaie cruntă, aruncați în temnița dinăuntru, în butuci, doi bărbați cântau cântări de laudă. Eu mă gândesc câte cântări de jale și doi nependicostale am fi găsit noi să cântăm în seara aceea. Toate cântările de durere le-am fi cântat, că inima noastră e zdrobită de bătaie care am primit-o. Dar Pavel și Sila au cântat cântări de laudă. Și așa de mult îmi place ce spune în fapte capitolul 8. Și ceilalți îi ascultau. Asculta oamenii aceia cum doi bătuți cântau cântări de laudă și în mijlocul acelor cântări s-a coborât Dumnezeu prin Duhul Sfânt, a zguduit temnița și le-a deschis legăturile. Știți că în seara în care te va apăsa durerea și nu vei ști la cine să sun să cauți alinare, dacă vei începe să cânți cântări de laudă, când se cântă cântările Domnului, fug duhurile rele că le e frică, când se cântă cântări de laudă, acolo e prezent Dumnezeu în mijlocul cântării, când se cântă cântări de laudă, Domnul ne ascultă, dragii mei, noaptea, ziua și când te cuprinde durerea, la Lăudă pe Iisus Hristos! Știți că Dumnezeu vrea să lăudăm pe Dumnezeu. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefacă în loc de mai mare plângere. Așa ar fi dacă erau românii pentecostali scriși în Biblie. Când străbat valea plângerii, vai frate, ce urgie nedorită, ce ne-o bătut soarta, ce-o mai îngăduit Dumnezeu, vai ce-am ajuns, vai ce suntem, vai ce ne face. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări. Acolo unde copiii Domnului se proșten să laude pe Domnul, să știți că Dumnezeu se prezintă prin Duhul Sfânt de a ridicare. Acolo se prezintă Dumnezeu să aducă izbăvirea. Iov încercat nu greu, nu tare, crunt de greu, în mijlocul suferinței profunde a trupului său și a familiei distruse din cauza unei încercări la care nu avea niciun răspuns, dragii mei a strigat omul acesta domnul a dat domnul a luat binecuvântat să-i fie în numele Domnului. În fața acestor încercări, Iov s-a închinat în fața lui Dumnezeu. Iubite biserică din Chiciner, n-ați vrea în această seară să ne închinăm lui Dumnezeu? Le-am mulțumit lui Dumnezeu și ne-am rugat și poate nici măcar ne-am mulțumit pentru timpul când puteam să fim cu toți împreună. Poate în ianuarie, februarie 2020, când eram toți la program, ne-am gândit că numai ce-au trecut sărbătorile, am fost și așa destul la adunare, acum ori mere alții că noi avem altele de făcut și nu ne-am prea e, incomodat să venim la adunare. După aia când a început să apară problema cu pandemia și ni s-au închis toate, ne-am cam necășit, am fi căutat stăruință, dar nu se mai putea face și totuși măcar cât s-au putut de am adunat și nici atunci unii n-au luat-o în serios. Dragii mei, nu știu cât i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru harul care ne-a dat până aici, dar măcar în steara asta, în momentele de încercare, când lista de cauze crește tot mai mult, e eu vreau împreună cu dumneavoastră să zicem în seara asta, măriți să fie în numele Domnului, că e vretnic de laudă Dumnezeu, că e bine, că e greu, că e încercare, că e destulare, Domnul să fie lăudat, că El mi a adus izbăvirea. Auziți versetul 1, te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrășmașii mei să râdă de mine. În această seară, scumpii mei, vreau să ne îmbărbătăm din toată inima, vreau să, vreau să ne ancorăm toată credința în Dumnezeu și să răspundem fiecare profund. Și vreau să vă spun că Dumnezeu va lua minte la răspunsul nostru. Iubitul meu ascultător, drag frate, dragă soră, scump tânăr, drag bătrân care mă asculți în această seară, ce ai face dacă ți-ar dezlega Dumnezeu sacul de jale în seara aceasta? Ce ai face, iubită familie, care ești încercată cu COVID în această seară, dacă Dumnezeu providențial a ridica pe loc orice fel de simptom? Ce ai face dacă în seara asta Dumnezeu îți dezleagă sacul de jale? Oare vom alerga în cămăruță să ne închinăm, să-i cântăm? Vom lua copiii pe lângă noi, fiecare are acasă câte un instrument, un acordion, o chitară, ceva. Oare vom lua să cântăm spre slava lui Dumnezeu, glorile lui Dumnezeu că ne-a vindecat? Sau vom spune ce ce bine că am scăpat, hai să plecăm la mol, că azi sunt reduceri noi, dragii mei. Îmi pun o întrebare, când îl vom lăuda pe Dumnezeu? Dacă în această seară Duhul Sfânt ne-a cercetat, îmi doresc din toată inima să ne ajute Domnul să ne apropiem de El cu laudă, cinste și glorie. Că într-o zi, dragii mei, cei ce au cântat în Valea Plângerii vor cânta cântarea cea nouă în Împărăția Lui Dumnezeu, atunci când îl vom vedea, când va șterge toate lacrimile noastre, când ne va da biruința și când vor pleca toate bolile și încercările, atunci când vom fi cu Domnul, atunci, dacă aici am făcut antrenament, acolo vom cânta cântarea cea nouă. Și eu zic în această seară, Doamne, adă ziua aceea cât mai curând. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare, scumpii mei, și haideți în această seară, chiar în mijlocul acestor greutăți, a restricțiilor COVID-ului, a greutăților de îmbolnăvire, să lăudăm pe Dumnezeu și să-i aducem slavă și cinste. Amin.